Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem la Muzeul Satului Dimitrie Gusti. Suntem la un eveniment de care doamna muzeograf Nicoleta Chiru o să ne zică și o să ne introducă în tot ce se întâmplă în această zi. Bună ziua! Bună ziua! Bine ați revenit la Muzeul Satului. Bine v-am găsit! Suntem preocupați, în primul rând, de cele trei târguri în desfășurare. Primul este cu Roma Nor, târgul cu meșteri romi, cei 40 de meșteri cu diverse obiecte tradiționale. Pe urmă este Târgul Pâinii, cel care este cu tot felul de produse de panificație. Și cel de-al treilea este Ziua Satului Românesc, care se sărbătorește în ultima zi din luna septembrie. În fiecare an. Deci evenimentul acum e, suntem practic în ultima zi. Da. Deci pentru cei care vor în primul rând să vină la următorul eveniment tocmai peste un an. Dar mergem acum la producătorii locali și dacă vă interesează ceva din ce o să vă arătăm, o să vă facem și o legătură cu producătorii locali. Și începem chiar aici, de lângă noi. Ne scuzați. Bună ziua! Ia spuneți-ne ce găsim la dumneavoastră, ce aveți aici și care e povestea din spate? Bună ziua, Curelea Ionela mă numesc, din Drajna Nouă Călăraș. Suntem producătorii de flori din 2016 și la noi găsiți o gamă largă de flori, începând de la suculente, cactus și palmieri, crizanteme și în primăvară plantele de primăvară, zambile, ghiocei, primule, toate sortimentele. Și cum e să aveți grijă de aceste flori și să le creșteți? Să știți că este destul de costisitor, destul de greu, foarte greu. Dar făcând-o cu plăcere și pasiune, ne descurcăm. Ok. Ziceați că aveți un loc undeva unde vă putem găsi? La Drajna Nouă, județul Călăraș, da. Acolo dispunem de în jur de 2000 de metri de sere. În momentul de față avem siclamul și crizantema, da, plantație, cactus și suculentele. Începând din luna noiembrie, zambilele, primulele, garofițele, cele de sezon. Pregătim pentru primăvară. Ok. O pagină de Facebook? Da, cum să nu? Curelea Ionela Claudia. Da. Atât. Da. Și acolo găsesc oamenii și produsele pe care le aveți. Cum să nu, da, cu mare drag. Ok, vă mulțumim. Mergem mai departe. Toate cele bune. Mulțumim frumos. Bun. Ce mai găsim la dumneavoastră? Avem producători apicoli, avem cozonaci și produse de panificație, pâine de maia, produse, cărnuri și mezeluri. De exemplu, uite aici pe stânga avem aici niște cozonaci. Aici pe stânga avem niște cozonaci din Botoșani. Da. Cu plăcinte poale în brâu. Da. Ajungem frumos la crama, da, Bratu, unde are un pic de aglomerație momentan. Da, pentru că o să vrem să îi rugăm să vorbim și cu dânsii. Am ajuns la crama Bratu, de unde stăm de vorbă cu Cosmina. Bună! Bună! Bine ați venit pe la noi și bine ați venit și la Muzeul Satului cu ocazia asta. Bine v-am găsit! Ce avem aici? Avem must proaspăt, da, de la cramă. E un must din fetească neagră și, bineînțeles, am venit și cu vinuri și cu struguri. Ok. Vinuri avem de toate felurile, pentru toată lumea, fie că e sec, fie că e demisec, fie că e demidulce, fie că e alb, fie că e roze, fie că e roșu, de toate. Okay. Și ca să meargă la pastramă, la roșu, bineînțeles, a fost cel mai vândut. Ok, ok. Da. Cum îl produceți? Cum vă ocupați? Noi suntem o afacere de familie, din, da, județul Galați. În 2019 ne-am înființat pe fonduri europene. Ok. Și de atunci am început să producem. Bineînțeles, a venit pandemia, a fost un pic mai dificil, dar încet, încet reușim să ieșim la suprafață. Crama, fiind pe fonduri europene, are tehnologie de ultimă generație, așa încât e destul de ușor să profităm de tehnologia avansată ca să facem niște vinuri de calitate. Ok. Da, via, bineînțeles, la fel, o îngrijim foarte bine. Avem inclusiv sistem de irigare prin picurare, care, okay, ne ajută foarte mult, mai ales în condițiile climatice actuale. Da. Și facem vinuri, zic eu, din ce în ce mai bune. Câte sortimente de vin aveți?
Avem mai multe. Okay. Deci vina noastră se împarte în două. Da? Jumătate înseamnă struguri roșii, adică merlot și fetească neagră, și jumătate înseamnă soiuri albe, Riesling italian, Muscato, Tonel, Sauvignon Blanc și fetească regală. Ok. Da. Și din astea ne mai jucăm cu ele. Pe unele le facem demisești, pe unele le facem demidulci, încercăm să satisfacem tot consumatorul. Okay. Tot ce își dorește consumatorul. Avem și cel mai vechi vin? Poate chiar de atunci din 2019? Da, mai avem roșu. Bineînțeles că roșu se păstrează cel mai bine și chiar am avut un merlot ținut în baricuri care a câștigat foarte mult consumatorul și acolo mai avem o rezervă de câteva sticle, dar o ținem așa, okay, mai să se învechească și mai mult. Ok, ok. Unde vă pot găsi cei care doresc să guste din vinul vostru? În Galați. Ne găsiți la Crama din Odaia Manolache, așa de pe lângă pădurea Gârboavele, așa se numește comuna, okay. Odaia Manolache, da. Așa, este situată lângă o pădure, e ceva foarte frumos, se pot face vizite, degustări, e acolo o întreagă, okay, aventură. Drăguț, da. Da, și avem magazinul nostru de desfacere în Galați, pe, okay, strada Portului 47, și în București suntem în cartierul Tineretului, pe strada Constantin Rădulescu, motul numărul 16, pe lângă Piața Norilor, 200, okay, de metri. Pe internet ceva? Și pe internet, bineînțeles, și pe Facebook Crama Bratu, și pe www.cramabratu.ro, și pe Instagram, și pe toate rețelele posibile. Super! Vă urăm succes și ne bucurăm că ne-ați prezentat vinul dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Toate cele bune! Am ajuns și în zona produselor de panificație. Suntem cu doamna Cecilia. Sunt produse pe care dânsa le face. Poate că nu neapărat personal, dar o să ne zică povestea acum. Bună ziua! Da, bună ziua și bine ați venit la magazia Mărăriței. Bine v-am găsit! Cu bucurie ne-am îndreptat către București, spre acest târg, într-o locație absolut superbă. Într-adevăr. Și care este un simbol al românismului, am putea spune. Iar ceea ce am adus noi astăzi e chintesența ceea ce se face mai bine și mai bun în Iași. Pentru că de acolo suntem. Părinții mei sunt cei care au pornit această afacere în anii 90, vorbim de o moară, o presă de ulei de floarea soarelui presat la rece. Da. Iar în anul 2017, datorită faptului că am observat un mic declin în activitatea morii, am dorit să intervin așa cum am putut eu, în a dezvolta un pic și a opri ceea ce părea inevitabil, falimentul. Okay. Și atunci am dezvoltat o brutărie, da, o brutărie artizanală, care să facă pâine altfel. Okay. La acea dată în județul Iași nu exista niciun producător de pâine cum a ea. Niciun producător de pâine care să coacă pâinea în mod tradițional la cuptor cu lemne, așa cum se făcea odată și cum eu am văzut la bunicii mei. Și atunci am mers pe această idee. Cu, da, această idee. Și, uh-huh, am construit un cuptor de la zero. A fost destul de greu pentru că nu găseam un sobar care să mai facă un astfel de cuptor, dar până la urmă am reușit. Am început să lucrez câteva rețete, am început să caut și prin cărți, și prin internet, și în jurul meu, mama, bunica nu mai trăiește și n-avea cum să ne spună cum făcea ea pâinea cum a ea, dar mătușile, mama, au fost sursele mele de informare și am pus în practică tot ce am văzut și ce am învățat de la ele. Nu sunt brutar de meserie, sunt biofizician, okay, lucrez în domeniul sănătății de mulți ani, okay, și am dorit să dezvolt produse de calitate, dar care respectă principii de alimentație sănătoasă. Și astfel am evitat întru totul și evit în continuare chimicalele. Adică nu folosim euri, nu folosim afunatori, nu folosim amelioratori. Totul este făcut din apă, făină, sare, eventual drojdie la produsele care se pretează pentru așa ceva. Și am dezvoltat această linie de brutărie pentru care am primit atestat tradițional în anul 2019 pentru pâinea cu maia, pentru vărzări și pentru pâinea integrală. Și la ora actuală sunt singurul și primul producător de pâine cu maia atestată tradițional din România, nu numai, okay, din Iași. Super tare! Ce este maia? Maiaua este fermentul natural, da, obținut din apă și făină, lăsată la fermentat 7-8 zile și acolo se creează o masă de bacterii bune, da, care ajută la creșterea aluatului. Ok, deci o pâine cât se poate de, da, de bună și de naturală. De naturală și, da, care este foarte ușor acceptată de organism pentru o digestie sănătoasă,
persoanele care vor să se alimenteze sănătos și să fie cât mai sănătoase și longevive, să consume o astfel de pâine. Ok, ok. Și se cât poate... mai integrală. Deja ați început distribuirea ei în țară? Sau lucrăm doar local. Avem un... conceptul este integrat. Noi producem de la făină până la pâine, okay, și comercializăm în magazinul propriu. Avem o băcănie în Iași, da, care, în care comercializăm aceste produse și unde promovăm doar produse românești, unde producătorii locali au un loc bine meritat acolo, dacă sunt certificați ecologic, atestat, okay, tradițional, okay, atestat produs montan și dacă au o etichetă curată. Ok. Fără sunt eu. Câteva condiții, da. Okay. Pentru că îmi doresc foarte mult ca persoanele care intră în magazia Morăriței și dacă sunt însoțite de copii, să nu le fie frică că pun mâna pe vreun produs care nu o să le facă bine. Ok. Unde, cum pot găsi oamenii acest magazin? Păi, în primul rând, în Iași, în Iași, dacă se află un în site, zona noastră. Găsim un avem, site cu adresa de acolo? Pagina de Facebook Magazia Morăriței, pagina de Instagram Magazia Morăriței, okay, și site-ul propriu, www.magaziamorăriței.ro. Ok, super! Suntem la un click distanță, atât. Cum spune. Atât. Se pot da și comenzi din țară? Se pot da și comenzi din țară, doar că sunt produse foarte perisabile. Okay. Și atunci trebuie să avem grijă la transport, trebuie să avem grijă la timpii de livrare și la costuri, pentru că să fim foarte onești. Costul de transport. Costul de transport poate îngreuna financiar, da, produsul. Spre exemplu, dacă făina costă 4 lei, kilogramul și tu trebuie să te plătești transportul vreo 7 lei pe kilogram? Poate că nu merită. Nu se merită. Da. Da. Ok. Dar pentru pâine se poate pentru comanda? Pentru pâine se poate comanda. Okay. Pâinea noastră, cum aia, are un termen de valabilitate de 96 de ore și poate fi comandată fără niciun fel de problemă apelându-ne sau scriindu-ne pe pagina noastră de Facebook, okay, sau de Instagram. Super tare! Iar acum aici mai aveți câteva produse. Mai avem câteva produse. Am văzut că mai devreme era coada, a trebuit să așteptăm până când, da, v-ați eliberat puțin. Și acum e un pic mai liber. Un pic mai liber, da, pentru că deja ne aflăm pe finalul, exact, acestui târg care a fost spectaculos. Toată pâinea pe care noi am avut-o, pâinea gust de Iași, pâinea cu maia, pâinea cu mămăligă, pâinea bunicului, s-au epuizat. Din păcate nu putem să vi le arătăm, dar intrați pe site și le vedeți acolo. Intrați pe pagina noastră și, okay, o să le vedeți acolo. Dar ne-au, avem biscuiți, sărățele, covrigei cu mac, biscuiți digestivi, biscuiți cu semințe, cu ciocolată, ulei de floarea soarelui presat la rece. Fără euri. Fără euri. Și mai mult, am venit la acest târg cu bucuria și cu mândria de a fi primit chiar pe 23 septembrie certificatul ecologic. Foarte frumos. Suntem bucuroși să anunțăm că începând de ieri făina noastră este atestată ecologic și vom avea multe tipuri de făină, inclusiv făinurile de alac, de tip de grâu vechi care se cultiva înainte. Și vom avea și pâine certificată ecologic și biscuiți certificați ecologic. Ne-am dus în această zonă din dorința de a oferi un produs cât mai de calitate și cât mai sănătos. Ne dorim să dăm mai departe tradiția din neamul nostru și să îl aducem în zona de calitate superioară. Din respect față de oamenii care ne calcă pragul și din dorința de a demonstra că se poate. Foarte drăguț, sperăm să fie un exemplu și pentru alți producători. Ne bucurăm că v-am întâlnit, vă urăm succes și să ne mai vedem și data viitoare. Cu mare drag și eu vă mulțumesc că ați venit și la standul nostru. Toate cele bune! Mulțumim! Avem aici un sirop extraordinar, da, de trandafiri, da, cu apă de trandafiri. Da, iauzi! Okay. Cu ceaiuri de trandafiri, tot felul de produse. Okay. Și ne puteți vorbi puțin despre cum ați început activitatea dumneavoastră? Am început-o în 2014, în amintirea bunicilor care ne-au crescut cu dulceața de trandafiri, siropul, prăjiturile cu petale de trandafiri.
Și în 2014 am făcut plantația, în 2016 am atestat primul produs tradițional dulceața, apoi am atestat siropul și oțetul de trandafiri. În plus mai avem apa de trandafiri și ceaiul. Sunt produse 100% naturale, noi îngrijim trandafirii, noi procesăm, noi comercializăm, avem colaborări cu magazine aici în București și în toată țara și pe site. Deci unde pot fi găsite? Puteți să le cumpărați de la Băcăniile Gramador, de la Băcănia Veche, de la Mănăstirea Radu Vodă. Și de pe site? Și de pe site deliciulmihaelei.ro. Super, vă urăm succes! Mulțumim și vă așteptăm! Da. Ce mai avem? Avem alte produse foarte bune, atât da, pentru ten, cât și vitamine, minerale, complexe, de uleiuri, dar ne oprim momentan la apicultură. Bun. La ia miere. Să vorbim cu domnul. Bună ziua. Ce găsim la dumneavoastră? De albine, sunt un producător de miere din zona de sud a țării. Cu ajutorul unor fonduri europene am reușit să dăm drumul la o linie de îmbuteliat miere, făcând o întreprindere socială și ajutând și oamenii din comunitate, persoane cu dizabilități și persoane fără venituri. Și încercăm să ne promovăm cu ocazia acestui târg și să închidem acest cerc și acest lanț, și acest este foarte greu în România, de la producător până la direct consumatorul final, fără acei intermediari, fără acele persoane care nu fac altceva decât pun plus valoare produsului respectiv fără niciun fel de atribuții. Da. Cam asta. Noi mulțumim încă o dată pentru că ne-au sprijinit prin a ne chema la acest eveniment. Sper ca și pe viitor să ne invite și să putem să participăm. Nu știu dacă mai aveți dumneavoastră... Da, ce le puteți oferi cumpărătorilor? Avem de la sortimentele clasice, mierea de tei, mierea de rapiță, cea albă, mierea polifloră, avem miere cu nucă, avem un sortiment anul ăsta, o miere cu rozmarin și o miere cu mentă. Am încercat să venim cu ceva nou, astfel încât persoanele care sunt obișnuite cu acele sortimente clasice și cu acea miere clasică, să găsească și altceva de la noi. Am încercat de la diversificarea ambalajelor până la produsele pe care le avem. Să ne adresăm tuturor, începând de la borcanul clasic până la petul special pentru Horeca, care ajută astfel încât să nu ne mai murdărim pe degețele, să nu uite copilul borcanul, capacul desfăcut și să umple pe toată masa. Am încercat să venim și cu altceva în sprijinul consumatorului final, ca să spun așa. Unde le pot găsi? Cum vă pot găsi? Ne puteți găsi și pe site Coșul cu Merinde și pe Facebook pe dacianhive.com și în diferite băcănii. Suntem în București, suntem mai multe colaborări cu mai multe băcănii care au și produsele noastre, cam prin toate sectoarele orașului. Este foarte greu să găsim persoane care sunt dispuse să vândă, pentru că ei nu înțeleg lucrul că noi suntem dispuși să lăsăm această miere în custodie ca și o consignație, să vinde și o vindem în continuare, nu să vinde și persoana respectivă nu este mulțumită de colaborarea dintre noi, luăm marfa înapoi fără niciun fel de costuri, fără nimic altceva. Am înțeles. Foarte frumos, vă urăm o zare bună și să vă vedem și data viitoare tot aici. Mulțumesc mult de tot! Toate bune! Am ajuns în zona de Țuică și Rachiu, suntem cu domnul Cătălin, vă salutăm, spuneți-ne ce găsim la dumneavoastră. La standul meu găsiți țuică, rachiuri și palincă din microregiunea Horezul, județul Vâlcea. Foarte drăguț! Și care e povestea din spate? Povestea a început cu mulți ani în urmă, sunt vreo 17 ani, întors din Italia după vreo 15 ani de muncă în vinificație în nordul Italiei. Ne-am decis să cumpărăm vechea distilărie din satul natal unde am crescut, unde ne-am dus fructele când eram mici. A fost o opțiune și o dorință plăcută
pentru afacerea pe care am făcut-o. Ok. Și cum cam de cât timp faceți asta? Deci, dacă am cumpărat în 2003, gândiți-vă că în 2004 s-a autorizat afacerea și am început prin achiziția de fructe, am început cu țuica de 24, după aceea au trecut câțiva ani de zile, am mai scos încă 3 produse și iată-ne astăzi aici cu, atâta cu 12 produse, bineînțeles, mare parte dintre ele sunt diversificate pe grade alcoolice. Păi să ne arătați, să ne arătați și nouă. Deci începem cu țuica de 30 care este aici, da. Țuica 40, țuica 50, coborâm după aceea la rachiu de măr care este omologat ca rachiu de fructe de 50 de grade, de 37,5, aici avem un rachiu de pară de 50 de grade pe brandul Sordoni, rachiu de gutui, palincă de măr, palincă de prună, rachiu de cireșe, țuica de prună, iar acolo avem rachiu de tescovină din negru de Drăgășani. Foarte interesant. Deci, în funcție de dorințele și plăcerile oamenilor, noi ne-am obișnuit să scoatem produsele care ni se cer în piață. Ok. Bineînțeles, am trecut de la partea tradițională la partea premium, ca să oferim produse și ca imagine, și ca gust, și ca tot ce înseamnă produs tradițional cu gust specificului, specific fructului din care este făcut. Ok. Consumatorul, unde poate găsi acest consumatorul produs? Poate găsi, în primul rând, în toată țara, în parte din toată țara, dar în câte 1-2 magazine. De în curând o să lansăm produsele în magazinul Profi din Râmnicu, Vâlcea și Drăgășani. Okay. În București suntem prezenți în câteva băcănii și o cramă de vinuri, dar ne pot... care sunt, de exemplu, în calea 13 septembrie, în drumul tabelei Piața Orizont, pe lângă Lia Manoliu, lângă stadionul Lia Manoliu. Și online? Și online pe site-ul nostru, pe sordoni.ro. Suntem prezenți pe platforma EMAG și mai suntem prezenți pe țuicărie.ro. Perfect, gata. Mulțumesc acolo frumos și vă așteptăm să ne degustați și noi vă produsele. Mulțumim. Toate numai cele bine. Bune. Am ajuns în zona produselor naturiste și dăm cuvântul domnului care se ocupă de această zonă să ne zică câteva lucruri. Bună ziua! Bună ziua! Oficial sunt suplimente alimentare. Așa. Oficial că așa sunt cunoscute în piață, dar oamenii avem și noi le producem. Da. Ne mândrim producători români, suntem în București. Este foarte adevărat că ne luăm plantele din Transilvania. Acolo sunt niște terenuri pe care noi... sunt sălbatice, cum spunem noi, nu trec nici avioanele, că se aude un avion acum. De ce? Pentru că patronul nostru, doctorul Sorin Bădeanu, ține foarte mult la calitatea produselor, care nu, spun, băi, nu se poate face un produs de calitate cu plante de pe marginea șoselei unde circulă zeci de mașini. Și atunci le cărăm de acolo, le congelăm și le introducem în procesul de fabricație pe măsură ce se vând. Okay. Avem o flexibilitate deosebită și noi nu lucrăm pe structuri, nu spunem ca alții, ca noi lucrăm. Și asta ne permite să fim tot timpul pe plus și tot timpul la dispoziția clienților. Avem o capacitate de producție care se poate adapta după necesități și oricine vrea de la 10, sute, mii de produse le obține în 3 zile, 4 zile. Ok. Ceea ce... ne permite nouă să oferim produse, să spunem, proaspete cu ghilimele, cu termen de garanție 2 ani. Okay. Fără să venim, băi, știi că au trecut 6 luni deja, că au trecut 8 luni. Hai, dar nu mi-aduci unele mai de un an, unele mai de un an jumate, mai las la preț. Nu, la noi toate produsele pleacă cu 2 ani și oamenii în piață sunt foarte mulțumiți. Ceea ce, în ce excelăm noi. Exact. Spuneți-ne ce aveți. Suntem dușmanii reumatismului. Ok, bun. Suntem dușmanii tusei. Da. Orice ține de răceală, gripă, sezon rece, se ferește. Pleacă de, numai când vede siropurile noastre colorate, pentru că am pus și plântuțele. Da. Am încercat noi să fim cât mai sugestive, astfel încât oamenii să știe exact și cum arată plântuța care este scris acolo. Spre exemplu, în albă, cimbru și proporți. Dom'le, trebuie să fie acolo ca să înțeleagă omul. Să fie văzută. Exact. Da. Avem foarte multe comprimate. O să mă întrebați acum, dar de unde sunt rețetele astea? Avem un colectiv de cercetare de biochimiști și avem o pasiune a patronului nostru pentru literatura veche, pentru că s-a plecat din cărțile vechi. Am văzut la dânsul, e o bibliotecă uimitoare.
cărți de pe la 1807-1820. Eu am rămas uimit, cum se poate, o carte de pe... E adevărat că am înțeles eu că sunt niște copii care au fost actuale, deci nu e cartea efectivă, hârtia, mă rog, suportă ce suportă. Dar de pe vremea aceea. Exact. Da. Și ele au fost perfecționate și avem cam pentru toate afecțiunile, toate, tot ce își dorește omul, tot ce are nevoie omul. Ai grețuri, avem ceva pentru grețuri. Sunt probleme cu circulația, avem 4-5 produse pentru circulație. Avem, vrei să te lași de fumat, găsim ceva pentru fumat, vrei să-ți reduci consumul de alcool, că nu e bine să renunți chiar neapărat, la, mai ales dacă e vorba de un vin bun sau ceva care merită, există un contraalcool, există o preocupare pentru vârsta a treia, mai nou. Încercăm să facem oamenii care ajung peste 50, să uite de riscurile ce țin de osteoporoză, de tot felul de degenerescențe specifice vârste. Și în aceste condiții, spre exemplu, am introdus pe piață calciu cu coada calului, un produs banal. Ce mă, coada calului? Da, dar siliciu din coada calului fixează calciu în oase. Dacă nu există siliciu, o să înghițim foarte mult calciu din diverse surse, dar cum îl înghițim, așa se duce. Da. Și oasele noastre, probabil, pe la 60 și ceva de ani o să facem fracturi de oase majore, oase mari, într-un mod inexplicabil. Te dai jos din autobuz și se rupe, greu de explicat altfel. Sigur că ne-am gândit să ne completăm gama și cu produse unguente, creme, șampoane, oarecum dintr-o zonă, dar de nevoie. În momentul în care avem toată gama de produse, sigur că și clienții noștri sunt foarte partenerii, practic. Noi nu facem decât ca excepție sell-out-uri prin magazinul online, dar ca principiu lucrăm cu parteneri și cu, mă rog, tot felul de colaboratori. Magazine naturiste, farmacii care vând și revând produsele noastre. Deci ele se pot găsi în aceste farmacii? Da. Și pe internet bănuiesc că internet, se poate găsi. Sigur. Este simplu să dai orice denumire, un produs. Ai auzit că, spre exemplu, Pulmo Express. Pulmo Express și o să ai o ofertă variată, începând cu și terminăm cu, ca să nu dăm neapărat nume de companie. Okay. Ele se pot găsi foarte ușor, foarte simplu. Avem distribuție națională, oricine vrea să facă un business cu noi, să spunem, nu știu, de la Carei, de oriunde din țara asta, da. Își poate primi marfa săptămânal, în condițiile de livrare cele mai bune, cu sistemul nostru de livrare, fără curierat, fără... Ok. Direct cu noi. Aveți și un site în care pot fi găsite aceste produse? Montefiore.ro este perfect. Un magazin online care ne permite să oferim toată gama, da. Și de acolo și alte multe magazine online preiau informații, fotografii, etc., etc., pentru că avem un comportament oarecum democratic. Oricine vrea poate deveni partener și poate să vândă. Nu oferim, să zic, decât cu prilejul unor evenimente ca acesta, așa, un dezechilibru, nu, un dezechilibru de preț. Pentru că acum sunt prețuri, toate sunt 30, toate sunt 18, toate sunt 15, toate sunt 20. Okay. Însă, mă rog, oferta de prețuri este una normală. Da. E una comercială, în primul rând. Aceasta este noi am venit aici ca să promovăm produse, nu să vindem neapărat. Sigur că lumea cumpără, lumea le vede, le apreciază, le știe, unii le știu, unii le descoperă, sigur, le și vindem. Dar pentru noi este foarte important să ne facem cunoscuți, celor care nu ne cunosc, să facem cunoscute produsele noastre, pentru că mulți știu 1, 2, 3 produse pe care le-au folosit în timp, dar află că mai sunt și altele și altele și altele și am descoperit că de fapt am câștigat zilele astea mult mai mult decât ne-am fi gândit noi în zona asta de promovare. Deci oamenii au îmbrățișat foarte mult standul dumneavoastră. Da, pentru faptul că altfel în standul unui partener sunt mai mulți producători, nu pot să prezinți, nimeni nu prezintă doar produsele noastre, ci prezintă o gamă diversificată și nimeni nu poate să vorbească despre produsele noastre cum vorbim noi. Da. Noi știm pentru ce sunt, ce conțin,
cunoaștem așa cât o istorie, cât fiecărui produs, cam cum a apărut, cum s-a dezvoltat, știm anumite perioade în care a fost o explozie de, mă rog, un consum de exuberanță, după care a urmat poate o perioadă în care au apărut alte produse pe piață și sunt lucruri pe care noi le analizăm. Sunt multe de povestit. Absolut. Bine. Noi mergem mai departe, ne mai așteaptă și alți colegi. Noi vă mulțumim și... și vă urăm toate cele bune și la cât mai multă cunoștință sau cunoaștere. Toate cele bune. Am ajuns în zona de ulei și avem aici un ulei special de floarea soarelui presat la rece. Suntem cu domnul Cristian Ciocan, am zis bine? Bun. Și vă rugăm să ne prezentați ce aveți aici și care e procesul, ce vindeți, ce mai aveți, că pare să că am venit către final și ați vândut tot. Ce ați vândut? Ulei de floarea soarelui, da? În mare parte, dar noi producem, pe lângă uleiul de floarea soarelui, producem și sortimente aromatizate cu diferite plante, adică aromatizat cu rozmarin, usturoi și ardei chili, toate împreună, da? Aromatizat cu busuioc, ardei chili și roșii uscate, sau cu cimbru, ardei chili și roșii uscate. Ia uzi. Cam toată marfa s-a dus. Ok. Unde poate asta fi găsită? Asta ne bucură. În București, deocamdată, nu mai avem colaborări, da, dar noi trimitem foarte mult prin curierat. Ok. Deci consumatorul poate găsi pe internet, pe pagina de Facebook? Ne poate găsi pe pagina noastră de Facebook, așa, care este acolo, pe adresa de mail. Ok. Pagina de Facebook, să văd aici. Ok, adresa de e-mail. Adresa de e-mail, uite acolo, crassulei@gmail.com sau există un număr de telefon 0745 764 143. Și acolo ar fi foarte interesant dacă aveți o pagină în care pot vedea tipurile de ulei. La ora actuală noi producem decât ulei de floarea soarelui, exclusiv de floarea soarelui, pentru că avem un principiu. Noi avem ferma noastră și tot ceea ce procesăm doar din cadrul fermei. Ok. Pentru că noi ținem foarte mult la calitate. Calitatea în uleiurile presate la rece nu o dă decât un singur lucru, materia primă. Ok. Dacă ai o materie primă de calitate, atunci și produsul finit va fi la fel de bun ca sămânța. Ok. Pentru noi, producția uleiului nu începe în momentul în care am băgat sămânța de floarea soarelui în presă. Pentru noi începe în momentul în care am pus-o în pământ. Ok. Folosim doar floarea soarelui High Oleic, care este un soi de floarea soarelui special pentru uleiul presat la rece, pentru că este un ulei mult mai bogat în vitamine și minerale decât sămânța de floarea soarelui clasică. Uleiul obținut din sămânța de floarea soarelui clasică. Da. Adică are de două ori mai multe vitamine, are de 3 ori mai mult omega, omega 3, omega 6, omega 9, care este colesterolul vegetal cel bun. Plus de asta are un miros specific mult mai plăcut decât acela pregnant care îl dau semințele clasice și un gust dulceag foarte plăcut. Okay. Adică se poate inclusiv consuma ca atare. Okay. Sunt foarte multe persoane care îl folosesc în tratamentul gastritei, ulcerului, o lingură de ulei presat la rece pe stomacul gol, în 2-3 săptămâni face minuni. După o lună de zile, multe persoane s-au dus la doctor și au constatat că nu mai aveau probleme cu stomacul. Foarte interesant. Bine de știut. În viitor, adică de la anul, vom introduce în gama noastră de uleiuri și uleiul de rapiță. Avem deja culturile în dezvoltare. E totul semănat, răsărit. Vom mai încerca să mai producem alte uleiuri aromatizate și combinații între uleiul de floarea soarelui și uleiul de rapiță. Da. Trebuie să experimentăm să vedem unde obținem maximum de vitamine și de nutrienți. Dar la ora actuală am zis că trebuie să excelăm pe ceea ce facem, să oferim calitate cât mai ridicată. De asta am zis prima oară începem cu floarea soarelui, vedem exact cum ar trebui să îngrijim cultura. Suntem foarte grijulii ca în momentul în care am terminat cu sămânța, după ce îi facem analize, să nu avem absolut niciun pic de remanențe chimică în sămânță. Da. Suntem foarte atenți cu fertilizarea, nu folosim fertilizare bio. Da? Folosim fertilizanții clasici din industrie, dar suntem foarte atenți la dozajele care le facem, inclusiv la tratamente. Nu facem niciodată tratamente excesive, nu facem atunci când nu este nevoie, doar atunci când pur și simplu ne dictează vremea că trebuie să facem un anumit tratament. Ok.
De asta, după ce am pus la punct tehnologia pentru cultivarea semințelor de floarea soarelui și am ajuns acolo unde noi am vrut să ajungem, începem acum rapița. Următorul va fi cultura de dovleac. Ulei de dovleac. Da, pentru uleiul de dovleac. Iar o altă dorință noastră este să facem uleiul de nucă, însă pentru a face uleiul de nucă ne-ar lua foarte mult timp să producem noi nucile respective. Avem o cultură lângă noi a unui alt fermier care în curând va intra pe rod și în momentul acela vrem să colaborăm doar cu fermierul respectiv, să vedem ce calitate ne dă la uleiul respectiv și atunci vom introduce inclusiv uleiul de nucă. Foarte interesant. În cazul acesta vă urăm mult succes și să vedem toate aceste uleiuri cât mai repede. Mulțumesc! Toate cele bune! La revedere!